Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Pentru cei care sunteți mai vechi, pentru cei care acum mă vedeți pentru prima dată, îmi pare bine să vă cunosc. Numele meu este Cristina. Dacă vă plac clipurile mele, dacă vă sunt utile, vă ajută sau vă inspiră în vreun fel, m-aș bucura să vă gândiți să vă abonați ca să rămâneți alături de mine cât mai mult timp pe acest canal și apăsați și butonul clopoțel ca să primiți notificare data viitoare când voi posta un nou clip. După cum ați văzut și din titlu, astăzi avem un haul de cumpărături de la Lorina, lorina.ro. Aici am cutia, dar e foarte grea, așa că nu o să o deschid decât la momentul potrivit. Dar înainte de a începe, aș vrea să fac un mic anunț referitor la un giveaway pe care doresc să îl organizez. Ne apropiem aici pe canal la 2000 de persoane în comunitate și aș dori să marchez momentul prin organizarea unui giveaway cu mai mulți câștigători. Eu mi-am propus să ofer 3 premii, unul va fi din partea mea, iar celelalte două vor fi oferite prin amabilitatea unor companii care își doresc să ne aducă o bucurie și să contribuie cu ceva în comunitatea noastră, așa că le mulțumesc de pe acum, dar nu o să le anunț numele decât la momentul potrivit. S-a încheiat momentul publicitar, o să trec la treabă. După cum vă spuneam, voi desface astăzi o comandă de la Lorina, lorina.ro. Ei comercializează în România atât parfumuri clone după marile branduri, cât și produse pentru casă și decorațiuni, lejei de pat, pături, cuverturi, odorizante de cameră, de mașină și așa mai departe. Așa că am făcut și eu nu o comandă, ci două, pentru că una este de luna trecută, dar avea un singur produs și nu avea sens să fac un unboxing sau un haul pentru asta, așa că am păstrat-o și o să vă arăt împreună cu această comandă mare și cred că chiar cu ea o să încep. Am cumpărat luna trecută de la Lorina acest parfum. Vedeți că încă mai este în țiplă, este Girl of the Sun. Nu știu cât de bine focalizează camera, este clona lui Miss Dior Sherry. Pe acesta l-am cumpărat pentru finuța mea, Dana, a cărei nașă am și fost deja la cununia civilă, însă pe acesta vreau să-l dau cadou în ziua cu ceremonia religioasă. Nu știu cum este tradiția pe la voi, dar la noi, în ziua nunții, în momentul în care nașa gătește, îmbracă mireasa, trebuie să o și parfumeze, așa că i-am cumpărat acest Girl of the Sun. Știu că Miss Dior este parfumul ei preferat și am vrut să-i fac și ei această bucurie, să se bucure de un parfum nou, clona lui Miss Dior Sherry, în variantă de 50 de ml. Nu o să desfac acum ambalajul pentru că îl voi oferi cadou, dar v-am mai arătat parfumurile Lorina. O să vă las o poză pe aici ca să vedeți cum arată sticluța. Este foarte aspectoasă, așa că este perfectă, e ideală pentru un cadou. Am aici și factura de la Lorina, o să vă arăt. După cum vedeți, avem parfumul aici, a costat 99 de lei. Am primit un discount de 10% cu codul CP10, care este încă valabil, puteți să-l folosiți în continuare, deci CP10 pentru 10% la orice produs de pe site-ul Lorina, nu numai la parfumuri. Iar pentru că am avut un parfum în comandă, taxa de transport mi-a fost 100% discountată, deci s-a scăzut transportul, așa că transportul a fost gratuit. Acesta a fost parfumelul și o să trec mai departe la cutia asta mare. Uitați cât este de imensă. O să o deschid în afara filmării ca să nu mai fac gălăgie și vă spun de pe acum că aici nu mai avem parfumuri. Am făcut niște cumpărături dintr-o cu totul altă sferă și o să vă arăt imediat ce am cumpărat. Am aici și factura, după cum vedeți, am și aici 10% discount la valoarea comenzii și taxa de transport mi s-a aplicat pentru că de data asta nu am mai comandat parfumul, așa că am plătit transportul. Și hai să trecem la colet. Wow, cât este de plin! Cu ce să încep? O să încep cu această lenjerie de pat. Așa arată. De fapt, este doar o husă, deci partea pentru saltea și două fețe de pernă. Este din bumbac și tot setul a costat 50 de lei. La final o să îmbrac patul și o să vă arăt și vouă, o să vă inserez o filmare ca să vedeți cum arată.
Modelul zic eu că este foarte, foarte drăguț, ia uitați. Și abia aștept să îl probez. Era cazul să înnoiesc un pic lenjeriile mele de pat, pentru că se învechiseră și acum că vine și vara, caut ceva mai răcoros, ceva mai subțirel, așa că aceste lenjerii sunt binevenite. În sfârșit desfac un pic să văd calitatea, cum se simte. E fină, e foarte fină, îmi place. Nu e deloc groasă. Nu este nici subțire, dar pare genul acela de material răcoros. Imprimeul îmi place foarte mult. Sunt sigură că și copiilor o să le placă foarte mult, mai ales cu desenele astea vesele. Ta-da! Am mai luat o lenjerie. De fapt, este la fel, un set format din husă de pat și două fețe de perne. Ia uitați ce imprimeu superb are! Este absolut superb. Vai, abia aștept să fac proba. Așa arată. Este din bumbac finet și are dimensiunea de 160x200. Acestea sunt și dimensiunile saltelei mele de pat. Abia aștept să o probez. Imprimeul îmi place foarte mult. Fluturașii ăștia sunt foarte drăguți. Hai să o pipăim un pic și pasta să vedem cum e. E același material ca și cealaltă. Un bumbăcel moale, fin. Același preț a avut și setul acesta, ca și celălalt, 50 de lei. Mai avem aici, bine împachetat, cu folie, din această bubble wrap, un odorizant de cameră de la Eiffel, așa arată, și l-am luat cu aromă de vanilie. Sunt tare curioasă pentru că l-am auzit lăudat la Denisa Nicolae și cred că și pe Diana Andronic am auzit-o. Ia să vedem. M-am descurcat mai greu, dar am reușit. Iată-l, așa arată. Nu știu cât de bine stă capacul ăsta, nu cred că l-am pus tare bine. Arată foarte frumos, foarte elegant. Mirosul este, desigur, unul de vanilie, foarte plăcut și abia aștept să văd și cât durează și cât de mult proiectează mirosul. Acest odorizant a costat 15 lei și este cam același preț cu acela de la Aeroma pe care eu îl cumpărasem din Lidl, de care am fost mulțumită așa și așa, dar sper și mai ales bazat pe ce mi-au spus celelalte fete, cred că acesta va performa mai bine pentru același preț. Hai să mergem mai departe. Mai avem aici o cutiuță, hai să vedem ce se află înăuntru. Sunt odorizantele de mașină și niște mostre pe care eu le-am comandat. Hai să vedem. Acesta este Dark Shadow și mirosul este similar cu Killian Black Phantom. Ia uitați ce drăguț! Se atârnă așa cu sfoară. Foarte drăguț, hai să vedem. Nici nu trebuie să... Are un căpăcel de protecție aici din cauciuc, dar nici nu o să-l desfac. Pentru că se simte mirosul. Îmi place. E floral, pudrat, gurmand. Simt și condimente. Chiar îmi place. Asta o să meargă la Andrei. Pentru că pentru mine am luat altul și o să vă arăt imediat despre ce e vorba. Dar să nu uit să vă spun prețul. A costat 15 lei. Iar pentru mine am luat, bineînțeles, Narcotic Flower, nici nu se putea altfel, îmi place tare mult mirosul lui Narcotic Flower și vreau să-l am și în mașină. Și mai ales că, din ce mi-au spus celelalte fete, mirosul lui Narcotic Flower este reprodus perfect. Eu nu știu, din păcate, originalul, dar promit să-l caut. Ah, da, ce bine miroase, exact la fel ca și clona, nici nu e nevoie să scot căpăcelul ăsta, că se simte. Da, 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 exact ca și parfumul, pentru că am și mostra lui Narcotic Flower în varianta aceea de cant. E din seria aceea afrodisiacă de nișă și acesta miroase exact la fel. Ăsta va merge în mașina mea și el a costat tot 15 lei. Hai să vedem ce este în funga asta, pentru că eu să spun sincer, nu cred că am mai
comandat altceva? Nu mi-am uitat să mai fi comandat altceva. A, nu, asta este doar o protecție ca să nu se spargă ceva înăuntru. Dar totuși mai am ceva înăuntru. Chiar trei chestii. A, da, îmi amintesc că am discutat cu cei de la Lorina și mi-au spus că vor să-mi trimită ceva ca să testez, să încerc. Și avem un parfum, un ulei de parfum din seria unisex de nișă. Este vorba de Delina numărul 40. Eu am Delina și în varianta decant, extractul de parfum, iar acum am și uleiul de parfum. Hai să vedem cum e și acesta. Hai să vedem în primul rând câți mililitri are. Unde scrie? 10 mililitri. Trebuie să apreciez ambalajul ăsta. Ia uitați cât este de drăguț. E din carton, deci îl putem și recicla și mi se pare foarte, foarte elegant. Hai să vedem cum miroase și acest ulei de parfum de Lina. O să-l dau aici la încheietură. Superb, superb. Am discutat cu Ile, cred, cu Ile Baciu în comentariile de la clipul Alexandrei Andrei și am spus că am testat Delina și m-a întrebat cum e. Și am zis că mie mi se pare că la început miroase ca și socata aia din copilărie pe care o făceam acasă, pe care ne făceau bunicile. Iar mai apoi mirosul se transformă în dulceață de trandafiri, în bombonele din acelea cu zahăr pe care le mâncam tot în copilărie. Mie foarte mult îmi amintește parfumul ăsta de copilărie și exact asta simt și acum. Deci primul lucru când am dat cu rolul acesta, pentru că, apropo, este sub formă de rol, da? Deci îl aplicăm uleiul prin rotația bilei, ca și un rolon clasic. Deci, revenind la Delina, exact asta am simțit când am aplicat uleiul. La început, socată, dar este partea aceea dulce din socată, nu partea aceea acidă, că știți că socata se face cu drojdie și are un miros, mai ales după câteva zile, are un miros un pic acid. Ei, ăsta nu. Delina concentrează exact mirosul ăla dulce din socată, care mai apoi se transformă în bombonele combinate cu dulceață de trandafiri. Îmi place foarte, foarte mult și mulțumesc mult, Lorina, că mi l-ați trimis să îl încerc. Mirosul este absolut superb, o să-l port în poșetă și o să-l împrospătez ori de câte ori simt nevoia. Chiar aici cred că o să-l aplic în mod special. De altfel, Delina este parfumul meu de vreme rea. Cred că v-am și pus la un moment dat pe Instagram o poză în care vă spuneam că vai ce vreme e urâtă e afară și am chef de ceva care să mă facă să mă simt confortabil, cozy. Ei, și pentru mine asta este Delina, pentru că îmi amintește foarte, foarte mult de copilărie și nu pot să mă simt altfel când mă gândesc la copilărie decât cozy, confortabilă, parcă sunt așa pe un norișor pufos, unde totul este bine, unde totul este minunat, unde nimic rău nu se poate întâmpla și parcă mă simt așa în siguranță. Starea aceasta mi-o creează parfumul ăsta Delina și mirosindu-l acum, chiar dacă au trecut câteva minute de la aplicare, pentru că eu am vorbit aici o grămadă, dar voi n-o să vedeți tot, că am mai dat și bâlbe, încă se simte puternic. Este de altfel parfum pur, este uleiul de parfum, așa că este varianta cea mai concentrată. Îmi place foarte mult recipientul ăsta, este foarte elegant, e perfect de purtat în poșetă. Și acum îmi dau seama de ce mi se pare că parfumurile de la Lorina nici nu mi usucă așa de tare părul. Știți că eu vă tot povesteam că mi-l dau în păr și mi se pare că acesta de la Lorina nu mi usucă așa tare părul. Păi da, cum se explică? De aceea, pentru că este făcut cu ulei de parfum, așa că este mai blând cu părul. Am verificat și prețul, costă 50 de lei, uleiul de parfum, deci cel mai concentrat, cea mai concentrată variantă de parfum. Hai să mergem mai departe, să vedem ce surprize ne-au mai pregătit cei de la Lorina aici. Tot așa, învelit într-o folie din această bubble wrap, avem un gel de duș de la Loris Parfum, varianta Scarlet.
Am verificat pe site-ul celor de la Lorina și mirosul imită Victoria's Secret Sexy Little. Hai să vedem și ce conține. Conține măr, crin, lotus și mosc. Cred că o să fie pe gustul meu. Ia, hai să vedem. O să torn un pic în palmă. Pe mâna asta simt foarte mult delina, așa că am mutat pe mâna asta. Și da, este un miros floral, gurmand, dar în același timp proaspăt. Din păcate nu știu originalul acel Victoria's Secret Sexy Little, dar îmi place cum miroase. Hai că mi-am pus și pe vârful nasului. Simt bine moscul, simt și lotusul. Și se simte și aroma proaspătă de la măr. Deci îmi place și abia aștept să-l folosesc. Trebuie să remarc și ambalajul. Ia uitați cât este de drăguț. Are 430 de mililitri. Și cred că o să-mi ajungă vreme bună. E destul de mare, destul de generos recipientul. Mi se pare elegant pentru faptul că are detaliul acesta gulerașul, acesta auriu aici. Și cred că unul din cele mai bune lucruri la nivelul ambalajului e faptul că are pompiță și se dozează foarte ușor. Cel mai mult îmi plac recipientele cu pompiță la orice. Și la gel de duș, și la săpun, și la șampon. Dacă aș găsi și balsam de păr cu pompiță, cred că mi-aș cumpăra și balsam de păr cu pompiță, pentru că le dozez foarte ușor. Prețul este de 26 de lei pentru recipientul acesta generos de 430 de mililitri. Abia aștept să îl și folosesc, să și văd cum e. Și hai să trecem mai departe. Mai este aici un singur recipient. Barcode. Ah, șamponul Barcode. L-am văzut la ei pe site. E proaspăt lansat, n-a apărut de mult pe site-ul lor. Este un șampon profesional, hair shampoo professional, deci este făcut pentru saloanele de coafură. Este numărul 8 cu keratină, keratină lichidă, tratament bogat pentru îngrijire și reparare în profunzime. Wow, abia aștept să-l încerc. Chiar aveam nevoie de un șampon reparator și nu pot să nu remarc și ambalajul, care e foarte, foarte interesant. N-am mai văzut niciodată șampon într-un asemenea recipient. Are un litru, deci e foarte generos. Cred că o să-mi ajungă luni întregi. Și ia uitați cât este de interesant. Chiar mi se pare foarte creativ genul ăsta de ambalaj. Ia uitați și brandul cum este trecut aici. Barcode. Foarte, foarte frumos. Și exact ce vă spuneam, are pompiță, așa că super, super, sunt foarte încântată de lucrul ăsta, de faptul că o să-mi fie ușor să dozez, nu o să dau prea mult, nu o să dau prea puțin, nu o să trebuiască să storc, să strâng, să tai ambalajul, să întorc în toate felurile, pentru că avem pompiță. Am verificat și la șampon prețul pe site, costă 60 de lei, ceea ce pentru un litru de șampon nu mi se pare deloc mult. Eu zic că este un preț chiar avantajos, convenabil. Abia aștept să-l încerc, să văd ce face, să văd ce știe, să văd ce poate. Dar având în vedere că este un șampon profesional, calitate de salon, mă aștept numai la lucruri bune și am și o cantitate suficientă care să-mi ajungă mult timp, astfel încât să pot chiar să apreciez rezultatele, pentru că, așa cum știm cu toții, rezultatele le vedem cel mai bine după o utilizare îndelungată. Pentru mine o să fie suficient un litru de șampon. Abia aștept să-l folosesc și în mod sigur o să vă țin la curent, o să vă spun dacă îmi place, dacă nu îmi place, cum spală, cum se comportă. Și era să închei fără să vă arăt și mostrele pe care mi le-am luat. Sunt aici, ambalate în punguța asta. Avem Purple Rose. Așa arată. Este clona lui Erba Pura. Ia să vedem, că niciodată nu am încercat Erba Pura, nici nu știu unde să-l mai dau. Hai să vedem aici. Un miros chiar unisex. Cât este de plăcut. E citric. Citric condimentat. Dar cred că partea citrică o resimt cea mai puternică. Are și un pic de flori, are și un pic de condimente. Superb! Abia aștept să-l folosesc mai mult. Hai să mergem mai departe.
Și avem aici o copie după Black Afgano, Noir Afgano se numește. Vai, știți de ce mi-amintește mirosul ăsta? De cerneală. Deci, într-un mod surprinzător, mie mirosul ăsta mi-amintește de cerneală. Dacă vă amintiți, din copilărie, cerneala din călimară, nu știu, noi în clasa 1, într-adevăr, scriam cu stilou și mirosea cerneală. Exact asta îmi amintește. Hai să-l vedem și pe următorul. Este Ud Spartacus, numărul 28. Asta este o clonă după Dior. Wow! Asta este foarte puternic. Deci te lovește pur și simplu. Da, puternic, puternic. Un miros, mie mi se pare masculin, dar cred că merge unisex. Îl simt foarte condimentat, îl simt aromatic, balsamic. O să mă grăbesc un pic, că s-au trezit cei mici. Hai să vedem. Mai departe avem... Nu știu exact ce este acesta, pentru că nu văd scris, dar o să caut și o să vă las afișat. Vedem și mirosul. Ce plăcut e ăsta! După miros, așa zic, dar o să caut și o să vă las afișat în josul ecranului. Și mai avem una, două, trei, patru mostre. Hai să vedem. Una este Kirche, de la Tiziana Terenzi. Hai să vedem. Clona lui, bineînțeles. Hai să o și dăm pe un blotter. Ah, foarte plăcut. Un miros gurmand, foarte fructat și un pic floral. Dar din spectrul proaspăt, nu genul ăla care să te leșine de dulce. Îmi place tare ăsta. Știu că pe Diana Andronic am auzit-o vorbind despre el și zicea că îi place, cred că și l-a și comandat, dar și, da, într-adevăr și mie îmi place. Mai avem un Coffee Intenso, clona lui Montale, este numărul 20 la Lorina, hai să vedem și asta cum e. Deja am pulverizat atât de mult aici, încât e greu să-mi mai dau seama. Seamănă a cafea, dar este o reinterpretare interesantă. Și da, sunt cu o bază de cafea. Foarte frumos, foarte plăcut. Hai să vedem mai departe ce avem. Nici la acesta nu văd scris și nu-mi dau seama după eticheta asta, dar o să caut și o să vă spun. O să vă las afișat pe ecran. Hai să și pulverizăm. Vai, deci nu vă închipuiți câte mirosuri amestecate aici. Și hai să vedem și ultima. Așa arată. Probabil cunoașteți etuiul acesta. L-am mai arătat și în celălalt unboxing. Acesta este numărul 233. Sper că se vede aici, scrie, dar este stickerul transparent pe cartonul alb, așa că nu ne dăm foarte bine seama. Este Olimpia, clona lui Olimpia de la Paco Rabanne. Din păcate, nici la acesta nu știu originalul. Ia uitați ce frumos este, cum să-i zic, sucul, parfumul în sine. Scrie aici, Olimpia. Un miros foarte, foarte plăcut. Floral, fructat. Abia aștept să îl folosesc mai mult. Și acestea au fost toate, acesta a fost haul-ul meu de astăzi. Mulțumesc celor de la Lorina pentru promptitudine și când spun promptitudine vreau să zic că am primit coletul foarte rapid. Sâmbătă am făcut comanda, deși a fost zi nelucrătoare. Luni am primit notificare pe SMS că a fost preluat de curier și marți a fost la ușa mea. Acestea au fost cumpărăturile mele. Mulțumesc celor de la Lorina pentru produsele pe care mi le-au trimis suplimentar. Vă mulțumesc și vouă dacă m-ați urmărit până aici. Pentru orice sugestii, idei, comentarii, reclamații, nu ezitați să folosiți cu încredere bara de comentarii de mai jos. Dacă cunoașteți aceste produse, dacă le-ați încercat, dacă le-ați folosit, spuneți-mi cum vi s-au părut. Mulțumesc încă o dată și să ne vedem cu drag și cu bine într-un clip următor. Pa, pa!